Bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu. Acum suntem la țară, avem o multiserie pe canalul Olgăi. Aici, azi ne-am hotărât să facem un vlog cu Roaba. Și nu uitați să dați un mare like pentru ce urmează să vedeți. Și da, o să filmăm cu două camere pentru că eu în timp ce o să duc Roaba nu o să pot să filmez. Și el o să filmeze chestii. Videoclipul lui Vlad o să fie postat înainte și să vă abonați la canal ca să vedeți toate videoclipurile primii și dacă vă interesează să vă uitați pe canal pentru că vom face videoclipuri cu tipuri de farse. Acum nu pe mai canalul stăm, meu. Nu mai stăm să zăbovim și începem vlogul în forță. Și nu uitați să dați un mare, să dați un pumn butonului de like. Am revenit aici. O să-i luăm Roaba la Olga. Da, las-o dacă își mănâncă scârboșenile. Sunt scutul Roaba de bucăie. Iar mi se lipește de... Dă-i doar un meguș, hai că e ok. Da, mi se lipește de susete. Păi ești la țară, hai că nu-i nimic. Nu pot ajung. Să-i mutăm Roaba mai aproape. Și de acum începe fi... Nu departe, dar... Și acum o să înceapă filmarea de pe telefonul Olga, să nu ziceți în comentarii, bă, vezi că s-a schimbat calitatea video, ok? Am pornit eu camera, nu știu, Încearcă să nu o miști prea tare. Ne încerc, dar nu știu unde este Pinky. Dar nu contează, lasă că oricum e foarte rea în momentul de față, nu știm de ce. O luăm pe aici prin spatele casei. Aici e grădina părăsită care a pus gard ca să nu mai intre căței de pe stradă. Nu sunt de pe stradă, dar sunt lăsați acolo pe stradă și încă nu și-a făcut nimeni terenul aici. Acum începe distracția. Uhuu! Aici... Stați puțin. Aici o să vreau să vă arăt cât de mult ne înclinăm. Bun. Acum noi vom merge aici la curbă și vom sta înclinați. Dar să vedeți și voi cât de înclinați vom sta. Stai cât de înclinați. Drum. Super! Uitați pe Pinci acolo cum ne așteaptă ea. Și că am pornit fără ea, pe dacă era. Haide! Ce după ea? Ia, du-mi aici, o să scă eu, mișc camera dacă... Hai! Mișcă și scaunul, dă-mi pe Pinky, stai aici în Roabă, de ce ai vomitat și-ți mănânci voma? Că nu-i frumos și e scârbos. Și acum, pentru a nu vă plictisi prea tare, o să începem să facem un alt lucru. Legat că... Probabil multă lume dintre voi e curioasă cum se face un canal de YouTube. Acum o să fie afișat pe ecran un fel de tutorial cum să te duci și să-ți faci canal de YouTube. Și da, acum știu că trebuie să fiți cât de cât atenți când faceți chestii, că... Să nu faceți prea multe plictiseri, fiindcă dacă o să faceți prea mult mers cu Roaba, cum am făcut noi în momentul ăsta, o să se plictisească oamenii și cam da. Hai să se afișeze lucrurile. Bun, pentru a începe să vă faceți un canal, trebuie să mergeți în galerie și să vă alegeți orice fel de poză. Sau, nu poză, nu merge poză. Un video, orice fel de video.
orice ce fel de video, pentru că poză nu merge, și să zicem că eu vreau să pun asta. Dacă intrați în galerie pe ea, o să aveți butonul de pajare și apăsați pe el și vedeți că puteți să trimiteți la orice și aveți și YouTube. Intrați să-l puneți pe YouTube. Aici eu am, aici dacă stați puțin, intrați la pajare, apăsați pe YouTube. Aici voi puteți să scurtați videoclipul dacă vreți. Și da, îi dați un titlu. Puteți să puneți orice titlu vreți. Îi dați la descriere, puteți zice orice vreți să ziceți. Și public, puteți să dați public pentru oricine, nelistat, adică să nu-l poată vedea decât anumiți oameni, și privat. Eu n-am să-i pun pe absolut nimic, pentru că n-am să-l fac, nu o să-l trimit la YouTube. Și după aceea, după ce ați terminat totul, apăsați pe încărcare. Încărcarea este aici, în colțul din dreapta sus. Apoi, probabil foarte mulți dintre voi întrebați: băi, dar vreau să-mi pună poză la YouTube. Păi, intri la YouTube. Și ca să intri, pur și simplu, o să ai aici sus afișată un cerculeț cu o chestie. Dacă ai început să postezi, o să vezi. Și dacă apeși pe el, bine, eu am deja o poză, intri la canalul tău de YouTube. Și aici, apropo, nu uitați să dați un subscribe la pagina mea de YouTube. Și aici puteți foarte simplu să intrați. Deci vedeți, voi nu o să aveți nicio poză aici, dar eu am deja una. Ieșiți și căutați Google-ul. Intrați la Google, cred că toată lumea are un Google. Pentru a căuta, stai să văd dacă am aici. Nu am. Căutați Google Foto și orice, apăsați pe ăsta, Google Foto, orice fel de Google Foto aveți voi, nu știu, eu vorbesc pentru ce am eu, și veți vedea pozele. Oricum, asta Olga m-a învățat, ca să știți, mare like pentru Olga la canalul ei, și intri la pentru tine. În cazul meu, aici unde am 4 mesaje primite. Pur și simplu, după aceea intri, îți alegi o poză, dar o aleg pe asta, să zicem. Și asta e un vid. Da, nu. Cauți uite, o poză la care cauți o poză, da? Te interesezi de o poză. După aceea intri la cerculețul ăsta de altul de sus, în cazul meu unde mi-e poza mea, și ai aici, gestionează-ți contul Google. Apăși pe el și din momentul respectiv puteți să apăsați la unde am eu poza și vă puneți poză de profil. Încă un lucru pe care trebuie să-l mai știți. Cred că toată lumea știe pozele alea de profil de pe, uite, de exemplu, dacă o să-l postați așa pur și simplu, o să aveți așa. Dar dacă vreți să aveți o poză la videoclip, vă recomand așa. Să intrați la Chrome. Da, eu l-am instalat. Nu e neapărat dacă aveți Samsung să nu l-aveți instalat. Și da. Scuzați că nu prea merge bine, că suntem aici, nu prea avem semnal.
intrați să căutați pe Chrome, doar pe Chrome merge, și căutați youtube.com. Și în momentul ăsta aici este un YouTube, doar că pe versiune mai veche. Și dacă intri la cerculețele astea 3. Uite, stai că vă arăt cu ăsta de filmat, uite, aici, astea 3. Apăsați pe ele și intrați la versiune site drop în ăsta. Și în momentul ăsta o să aveți așa mic ca pe laptop, totul. Scuzați dacă merge mai greu, e din cauza netului. Haide, mergi, te rog. Așa. Se încarcă. Bun. Măriți imaginea. Și o să vedeți aici că aveți o cameră cu plus. Asta. Apăsați la camera cu plus. Așa. Și aveți transmite live sau încarcă un videoclip. Intri pe încarcă un videoclip. Scuzați pentru netul meu. Și... haide netul, haide netul. Bun. Acum aveți aici această săgeată. Apăsați pe săgeată, nu pe butonul ăla. Și vă alegeți din camera foto dacă vreți să faceți un camera video, dacă vreți să luați ceva un filmar, ceva filmat sau o înregistrare. Eu pot să intri la documente, cum ar veni într-un fel de galerie, și te alegi imagine, audio, videoclipuri. În cazul nostru nu putem pune decât videoclipul, că este YouTube. Și intrați, să zicem, la poze de astea, videoclipuri, ce-o fi. Și el se va încărca așa. Și din momentul acesta o să aveți așa. O să luați videoclipul. Îl puneți acolo, puneți o descriere dacă vreți și luați o poză de thumbnail pe care o afișați, uitați aici. Sper că v-a fost de folos. Acum spor la treabă.